Salutare tuturor, bine ați venit pe acest canal. Începem vlogul ăsta de acasă, facem introducerea asta, că am vorbit cu un prieten, de fapt, ce ați văzut aseară pe vlog, ultima parte, când am fost după chirpici, am vorbit cu băiatul dânsului și a zis că o vorbim și cu el și să mergem să luăm de acolo, că n-are ce face cu el, zic, și niște pentru niște chirpici, n-are ce face. Și acum mergem până la un prieten de-a nostru, să luăm un cărișor, ca să putem aduce până aici. Da, sperăm să-l găsim acasă, că... vedem, poate am face rău ziua. Vedem, îi aducem aici și de aici îi cărăm noi cocoruțele, de-a nu e problemă, dar acum și vedem adus aici. Asta e important, vedem la mine aduși. Da. Așa că dacă vă plac vlogurile astea, așa susțineți acolo și acum mare, mare like ca să începem în forță așa de dimineață de treabă. Și asta nu știu cât, e vreo 11? 10? 10, 11 sau ca acolo așa, în fine. Ne-am trezit la 9. Cam târziu, asta e, dacă dormim târziu, ne sculăm și târziu, nu avem ce face. Așa că să vedem cum rezolvăm cu cărișor și să mergem direct la treabă, nu? Ce să mergem la treabă? Hai să mergem. Hai. Făcut roșu de cărișor. Cărișor. Roata, zic. Așa e. Băi, sper să nu o rupi, măi, asta nu mai trebuie. Nu sunt ea. Da, cum? Îți dă zrurmen, ce? Asta nu mai trebuie. Faci o ladă ca să nu cadă chirpici. Nu știi, de hai. Haideți, domnul. Vezi, găsul? Să vedem și găsul. A fost două scânduri, nici n-ajung până în capăt, dar noroc că mai are un fier aici și lițiunii. Uitați-l ăsta așa subțuria. Nici n-a dat jos. Și de acolo să mergem la treabă. Hai, dă-i drumul. Dă-i drumul la poate. Doar. Nu încărcăm mult, că poate... poate îl stricăm. Ia, tractorul pune să ne tragă și nouă gărișorul ăla. Ce faci? Ce fugi de bine? Hai că mai avem o leacă. Să ajungem aici. Sunt și cărămize, poate alegem și două, trei cărămize. Uite, chirpicii aici. Uite, sunt mai mult pe partea cealaltă așa. Și jumătăți, întregi. Mă, fi aruncat și mai sparte așa. Păi se începe la cărat, nu? O, da, și chirpicii sunt ăștia, uite. Vezi ce lungi, slas, că facem o gama de rânduri, vedi. Eu te-am tat. Asta e tare bună. Ha? Bună. Pune așa și cealalt vine așa, știi? De. Hai să ne apucăm de treabă, lăsăm vorba. Hai la treabă atunci. Deci, după cum vedeți, i-am făcut o dată full la cărișor. Cam așa arată, sperăm. Nu se rupă. Acum, nu știu, alegem de unde parte aici. Ce se va? Îi avem cum din intră viitoare. Da, hai. Are loc un streac pe lângă la. Când e la viitoare, nu mai putem încărca. Le avem direct, așa da. Da. Sperăm că putem duce până acasă. Când se sunt de grei. Aștia sunt guști, spătrat așa frumos. Și... pătrat. Nu, eu zic că-s drept, știi, lasă-mă de primă. Și sunt lungi. Nu asta, uite, noi avem cam atâta. Ia ca atâta. Ia ca atâta, tot e bun. Vedeți mai mult cu ei. Asta fac așa arăt de clăși. Am parcat, nu ești. Bă, dar... ai, mă! Uuuu! Acum venim cu o căruță direct aici. Ești dealul ăsta. Bă! Ce greu mergi. Bă, și unde ia, bă? Bă, stai. Treau din ești. Așa trebuie să muncim dacă vreți, mai treau. Nu contează. Bă, băieți, am urcat doar dealul ăsta. Nu le puteam duce noi până acasă. Adică mai puteam, dar asta am o oră zic că răm, nu de alta. Și lăsăm un timp măcar aici și să nu zic că îi luăm chiar de acolo, știi? Și i-a ducem noi măcar până aici. Și de aici a venit cu căruțul și îi luăm dacă și nu. Nu, mușim și poate rup roțul, e frică, Doamne, ferește să nu rupem roțul. Na.
oamenii ne ajută și noi ducem cărciorul stricat acasă. Foarte nimul până aici. Nu, că doar trebuie să luăm așa și stânga, pe undeva, pe acolo. Da, da. Mai ghinici, lăsăm așa, zic eu. Păi dai seama, de aici așa îi ducem acolo, așa măcar îi urcă în dealul, știi? Și punem mai puțin, nu mai punem atât de mult. Făcut o navă, zic, hă-hă. Cel mare pare ușor, cât e așa, dar dacă știi cât e de greu numai unul de aici, hai, mamă, cred că... Câte chile se zic are? Are vreo 10 chile. Nu știu. Hai și dăm aici, îi așezăm frumos. Dăm aici? Da. Așezăm frumos și pe urmă vedem noi cum. Ne descurcăm, nu? Hai să-i descurcăm. Ia ne descurcăm frumos, acolo avem două rânduri, da? Nu știu cam câți avem. Las că nu mai stau să-i număr acum. Și o să mergem iar la treabă. Pune mai puțin de data asta. Vedem câte drumuri faci, ia ca ne scutiesi de la mai mozila și acolo. Doamne, mai rău. Păi gine munceața alea ca să-i cardă aici până aici și să iau cu o căruță. Decât să stăm vreo câteva zile, mai așteptăm o săptămână să se usuce. Nu mai degrabă, pac, pac, ia așezăm. Nu mai lipim și gata? Asta zic. Uite, că le s-a deși doar pe acolo așa în drum. După mașină cu fiezi. În alt fiezi. Cât sunt tot departe, tata, la urmă. Acum ce fost. Uite, s-a dat cu fostul. Un vânt ne dă înapoi. Dar nu contează. Și așa trebuie să cărăm. Așa, e bun că i-am găsit. Că am putut face rost de ei, nu contează că ne chinui, mă chinui, mă chinui acum. Dar nu. Să trag la cărășuri de cățuri. Ce-i faci? Mă chinui ca să-i fac. Am terminat și noi de cărat. Avem din tamâi mojiloi aici, uitați. Cel mare nu s-a vedea așa mare, dar e mare. Bate un vânt. Oricum, e mare, știi vă. Deasupra sunt jumătăți, după cum vedeți. Dar de aici așa în jos, sunt așa aproape întregi toți. Și aproape, că sunt întregi toți. Sunt și alungi așa ca lumea. Cât ai chirpii cu aici. Stați! Așa că trebuie să mergi să cărăm un om ca să, să vorbim cu om, de fapt ca să-i cărăm. Cât am ojilu aici. Ia uite-l. Uite cât ne scutește și ea. Stați așa și ea. Să știi? Da, nu. Ne-a rupt. Da, mă, ia uite. Băzături și se fac aici. Nu mai poți. Și acolo... De vânzare pământ. Da? De vânzare pământ. E șoapă de la Marian din Ograde. Am zis să... Să o am cu roșu de căruță, prietenul ăsta nostru e acasă. Bă, că nu am avut niciun client până acum. Dar stii bună treaba, nu mai gini cărăm noi chirpișii la deal, facem treaba. Și azi nu cred că facem chirpiș, nu facem lupe nici într-un caz. Ia uite. Și pișier și a venit o ploaie, mai și răcim destul că ne curge nasul amândoi. Nu mai am chef să mai răsesc chiar. Ele acolo mă așteaptă. E frigă. Și? Pe urmă să vedem și mai facem la dea. Trebuie treabă, vin. Nu că am rezolvat să merg cu căruța să-i luăm. Asta. Acum aduce calul. Și bun că am găsit chirpișii, asta e primul plan. Da, uite, așa. Îi numărăm acolo și vedem că noi îi calculăm. Știm că 23 încă pe un rând. Avem 46, dacă avem mai mult. Ar fi mai bun. Ar fi stat. Bine. Mergem direct la tram. Am legat pe chirpiși. Asta aproape. Ia te cu da cu spatele. O mână de chirpici. Deasupra sunt niște jumătăți, da? Calitate. Pune acolo să-i așezăm frumos. O să-i așezăm și la lumea. Hai la treabă. Deci a venit deodată, mă, un shift. Am avut vreau să-i vedem aici.
Ia și încărcat, noi credeam că avem jumătate de căruțe. Păi o căruțe. Bă, tău rea, cât am putut căra o căriciorul. Hai, ma. E vârf. Hai, mai zici și voi acolo. N-a fost gine că i-am cărat. Uuu, cât am... E fânic. Ar fi bun, ne ajut. Dacă mai are un cal preponent, să-l adial să meargă mai ușor. Să-l ia pe. Ia pe, nu? Oare acolo, și lângă cabana noastră? Oare acolo? Da. Ia pe, nu? Să-l adial să-i pe amândoi. Păi da. E și apa mie acolo. E și apa, da? Mânzușeală, nu? Da. Mânzica. Mânzica. Uite și vaca alu tale, cu Lina e acolo. Am punem vaca eu. Eu așa trage înainte. Erau cai. Așa tare. Cu asta s-a arană. Eu n-am văzut niciodată cum care s-ară cu vaca. Dacă era, când ne-am născut noi, era prietită. Cum știi? Ce faci? Ne, iarba, vrei? Dobre! L-am mutat pe partea stângă. Se ducă după aia. Ia, pace. Altceva? Altceva? Uite cum merg. Ce treabă? Ce mare e ce e față din salată? Ha? Ce mare e ce e față din salată? Da. De asta, cea la mare spune în dreapta, nu? Așa se pune, da. Mi se spune că atâta îi face cu ghiși, dar nici nu atinge, nu mai pune pe spate, știi, să spate. Nu trebuie să-i bate. Cum fac alt. Da, se odihnească. Vede măzica! Ia ea! Ia. Fata mea! Ia! Ia chirpi! Tot așa la uicată? Da! Tot așa! Aruncă! Ați văzut care așa! Ăla! Urghește aici! Ăștia da! Urcă n-are trei ori! E gata, de acum să ne apucăm de descarcat, i-am băgat aici în o gradă. Perfect, de acum îi luăm Peter și îi dăm acolo. De aici ai... I-am văzut pe de aici ne azi. De aici ne descurcăm noi. Hai la treabă. Hai la treabă să descurcăm. Așa descarcat, mă, ia ceau t-shirt aici. Acum e mult mai mare, că i-am pus așa rapid. Dat aici, arăt. Și dat aici. Uite câta bănca. Să vedeți tocmai de aici mare. Avem și faci treabă de acolo. Muncă, beton așa, stâng. Și rup pumnul dacă dai mai tăi. Da, dar e bun că i-am văzut atunci, doamne, doamne.
un care reușește să se care încherbici și acolo așa. Asta pe eu nu se ducă să mănânci. Mă duc și eu, aghe, punem și GoPro ăsta la încărcat să avem baterie, că până de seară îi o grămadă de timp. I-am dat spargerea la copac cu perze. De am buzunarul plin. Să mâncăm, dar nu mai zic și la nimeni. Fiecare dată eu câte un buzunar așa când trec pleacă. Are o grămadă și le are fi de astea bune. Băi, mam. Mega coapte, acum cele mai bune. Ia sâmburile. Și gata. O să mănânc și eu ceva. Dăm drumul la treabă. Uitați-vă cât de coapte, doamne, doamne, portocalii. Ceva frumos. Un buchet senzațional. Sunt bune, super bune. Vă fac o poftă acum. Bă, băieți, am venit și noi, am luat și un hârleț, o lopată, că ce să facem cu el? Cu hârlețul am zis că nu, poate mai faci ceva, nu să știi ce facem cu el, dar cu lopata... Da, să și acolo hârlețul. Să luăm balastru ăsta, după cum v-am spus în videoclipul trecut. Și cred că îl punem aici, îl strânge. Bă, nu știu dacă aici, și-l dăm într-o margine și-l mai ghinez. Mai intrăm cu ceva. Și copașii ăștia, las câți ar trebui, luăm după și stricăm gardul, că acum ne apucăm, să-i punem așa, lângă gard acolo. Spre încalie, vezi, căruța noi putem intra și aduce mai încoace, așa, din pauza aici. De acolo, de la deal încoace, că aici avem cartofi. Da, oricum, la cartofi sunt încoace. Așa că ne apucăm să dormăm frumos gardul ăsta, că avem nevoie de scânduri și continuăm gardul. Continuăm imediat și gardul. Din păcate nu mai avem benzină la drujbă. Și n-am apucat să ne mergem la magazin, că mai trece o oră până ajungem noi pe jos, tica, 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 tica. Tăiem la șerăstrău câteva și când tăi la șerăstrău copaci în partea cealaltă. Și acum mă plâng că tai unde-i dacă nu tai tot gardul așa cu șerăstrău numai. Să nu mă mai plâng. Ce faci? Nu vreau să iasă. Nu vrea? Bă, tu dă-o ca lumea, băieții. Se vede că n-am făcut treabă de mântuială. Bum, e gata. E altceva o leacă acum. Bă, da, morcov vizita vă calar tata să-l mânește de morcov. E fain, oare e? E să vedem. Lasă-le până la iarnă, are timp să facă, sărac. Da, da, cu ce ne mândrim noi, ia uitați. A, cu ce ne mândrim noi, ia? Uite și arde iadea. Aveți voi așa ceva? Aveți mai așa ceva? Bă, dar ăștia s-o ruptă. Ăștia s-o ruptă, săracul, Ionuț. Cracul ăsta-i rupt. A plecat tăi, uite câta gogoșoară, bă, tatăi, cât palba, bă. A făcută, ardei ăștia chiar fain. Gogoșoară, nu știu ca, aici te-am plăcut, ia uite cum stau, țurțurei stau. Sunt moarte, tău, eu, câta dihania. E terminat, eh? Pune-le cap la cap și tu, așa. Da. Și eu mă apuc să pun capetele, să le așez acolo, după cum vedeți, așa m-am apucat să așez. Eu iau așa, cărămiz, pietre mai mari, pietre mai mici, capete, adică chirpici jumătăți, pe urmă chirpici întregi. Sunt curios câți chirpici avem întregi, la număr. Chiar sunt curios, de asta și sortez mai tare, că na. Și pun și capetele acolo să nu mai stăm să-i amestecăm. Când vrem un capăt, venim și-o luăm de aici, pac. Vrem un întreg, luăm din altă parte, că așa e frumos. Fii tot ordonat ca la depozit. Nu, botic? Nu, botic, tată? Așa e, tată. Mă, iau o pauză, botic. Iau o pauză, stai, nu te am bala. Fii cu minte acolo. Nu cu obosești, Doamne ferește, și nu, nu-i bine. Hai, lăsăm vorba așa, hai să ne apucăm de treabă. Te-ai pace. Ce-i pace? Aici, aici, la fundul, aici, 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 aici,
Hai să facem iar bătic. La momentu. Băticule, ce faci și tata? S-a pus acolo de sub băiatul. Te-ai pus, e? Eh? Oh. Știi ce fain la el? Că el se pune așa și cu toată bureana o tăvărită de acolo și nu mai avem o treabă. Bravo, băticule, un like din partea noastră. Ia, hai, mă. Ce? Aici ai călcat. Deci exact aici ai călcat. Vezi tu cum le pui, că alt cu aici. Ai grijă, tu tată. Faci, domn, păi mai ai câțiva. Eu am terminat de scos tăticuile, deja am început ca să tai scândurile. Mi-a mai ieșit câteva. Aștia-s numai buni întregi. Cât deasupra, zic că câte ăștia, 1, 2, 3, 4, zic că tu ai mintea așa, da? Și ghici câte sunt? 4, 6. De este așa? Da. De este așa întregi, 4, 6. Mă zic noi că ne încape exact în două rânduri, dar cum o să aici mare, o să ne încape aici, cred că, trei rânduri. Să știi? Dintre aici. Cu siguranță. Plus, și mai facem de acolo, un rând, două de acolo. Deci, ne-am făcut băieți. Și nimeni face 4-6 de chirpici. O, da. Uite, dacă e chirpici, deci. Ce? Nu, și am făcut noi imitații. Da. Adică, totuși. Nu, sunt aici capete, uite ce capete mari. Mai pui eu ceva în vârf și cât unul de-a nostru. Să știi că așa-i. Nu m-aș putea cât de cât așa. Cum am putut? Cât de sus, o să nu vedea ce. Ia acum să-i dăm drumul la treabă în continuare. Păi da, nu, fer. Ii vorbiți voi, ziceți voi că nu merge cu ferăstrău. Ia uite cine e. Păi da, nu? Ia ca câteva sârpe, că le luam de aici. Îl facem ca lume. Am învârtit azi chirpișia de... Am un nebunit și eu am un nebunit și abonat. Cred că de câte ori ne văzut cu ei. Și ne pregătim să mutăm copaci. Trebuie de acolo și dăm pe aici prindere. Mă duc până acolo la bani, ce văd? Ce? Ce mută copaci. Ha? Crescută matahalele pe copaci. Da. N-am ce să-ți fac, că e iorbuțe. Las că știu eu pe tine, zici că nu poți, dar atia, copacul ăsta pe alea e singur. Deja fac genunchi, pac! Da, dar nu, nu-i greu. Dacă nu am îndoi, nu-i greu. Așa. Ia, zacul și nici nu-i. Hai mai țin. Știi că le un spate, e Petrișor, ce aia? Petrișor e nimic pe lângă noi, ei. Păi noi la 5 ani mereu cu copacul pe pădure. Hei! Hei! La 5 ani fugeam cu copacul pe pădure. Păi da, nu? Aruncam cu sulița cu copac, cum fac și așa în Elveția sau unde, stau, unde se practică joc și altul. Uite, dar tu nu te-ai săturat, ce stai? N-ai pune și tu mâna să cari un chirpic. Să faci ceva, să zădești ceva, bă, să proiectezi ceva, să ne, bă, să ne zici ceva. Băi, Nica, nu se fain că n-are treabă cu nimeni, el nu jignește pe nimeni, el nu supără pe... Adică poate mai supără, nu zic, nu, da? Suferă și el săracul din dragoste. Da, suferă din dragoste. Unde? Ceaaa. A, Michel, hai că mi-l adea. Haide, tata. Hai, bătic. Haide, bă. Și după tine cu... Bătic, bătic. Mă, te-a spus și la stăpână. Înainte la tra la mine, nu putem pune mâna pe el. Acum îl mângâi cum vreau eu. Ia uitați aici, băiți. Și, pete, cum arată.
A zis că arată ok, bine, că ferma are să mergi cât de cât. Așa, 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 na, ce zici? Bă, mie-mi place, nu știu. Pare mult mai mare, pare interesant, dar e mai spațios, așa, nu știu, îmi place. Chiar e super spațios. Dar aici, ce se află oare? O bancă uriașă, tare. Vii puțin, te odihnești și locul tu îl păzești. Stai, privești, privești în zare. Wow, ce priveliște tare. Păi m-a făcut compusul câteodată așa din senin. Nu știu de unde mi se trage. Bă, dai, faci cu bancă, tu seriu. Băi, chiar s-a meritat. Am consumat noi multe materiale și grinzi de astea, așa forță. Dar, băi, s-a meritat să facem și asta, ci dacă e, e. Dacă mai vine cineva și îi spaci, oasă tare, tipă, prin cot ăsta. Adică așa stai, adică nu zici că vă duceți în cap de pie, chiar e spațioasă și puteți sta liniștiți. Pie, e spațioasă ca lună. Și priveliște asta. Ia uitați voi priveliște asta. Îmi place de mor priveliște, așa nu știu, chiar dacă nu e wow pentru voi, dar pentru mine e wow. Nu știu, eu așa o consider și de asta mă bucur tare de ea, priveliște asta. Ei, de cine mai apucăm, mă? Dar făișorul ăsta, uite, e stufu ăsta, nu putreze deloc, dacă am putut să văd așa ceva, cât de forță e stufu ăsta, mă. Parcă abia l-am pus. Mai țineți minte când ne-am chinuit să-l punem pe acoperiș? Mai țineți voi minte când l-am întindem pe aici? Voi creșteți odată cu noi. Și noi ne dezvoltăm, mai creștem, ne maturizăm și noi. Vă maturizăm și voi odată cu noi. Uite, ăsta sunt verzi, tăi, dar nu știu de la ce. Ia, nu, dar e fiind tare. E ca lume. Lasă copacul! Ce faci ăștia, domn? Eu alea cu iarba asta, să punem balastru. Eu când avem un nylon, știi? Așa da. Că e nevoie. Nu pot, eu am terminat de tăiat. Și toate scândurlișele. Să mă apuc eu acum să-mi iau cuie, mă duc la dea. Să-mi iau cuie și să mă apuc ca să-l iba la gaz. Bine, mă apuc să-l pui urmă să... Așa-ți balastru ăla, să-l calcul. Lopatul, tureac, tureac. Vedem așa zat, îi primim joc cu curte așa. Vezi, dacă mergi. Ce e băietul nostru? Ce vede? Ce vede? Ce vede? Ce vede? Ede lucru se pune ce el. Da, eu mă apuc. Ce vede? Asta. 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 Caută jac, iar cât e de bătrân, caută jac. Uite-te eu de aici. Uite-te eu de aici, cât e un groț uite așa. Ce mai face? Ce mai face cu... Îmi place, ai? Opa! A căzut în cap. Ce face? O, ia la splash. O, va, 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 va. Merge treaba. Da, cum? Uite, da, mă râsă. Ha? Și fain să o înșipt aici. Era înșipt în mără. Mă uite, din copac să înșipt într-un schem. Aici mă duc la treaba mea aici. Am început deja să dau balastru acolo. Am de dat de tamă în mojiloa aia de aici. Trebuie adunat, trebuie. Cred că trebuie să mai extind eu aici, că am făcut cam mititia. Ia, trebuie să mă dau mai în stânga. Aici ești. Am în dreapta. Ia, să văd. Dau o leacă de acolo, să dau și o leacă de aici. Ce vrei să faci aici, domn? Acum vrei să fac asta. Pune ce spune, să nu fugă, știi că l-arunc și mai rapid, știi să nu se întâlnește, l-arunc mai cu covada. Da, știi bine. Ce trebuie de acolo? Mă, am făcut cu scândurițele, dar atunci mă apucă alea în ies. Te dau acolo. Nu te apuci, că nu le pot. Lasă-mi aici. Asta le-am arătat, seama, cu soare. Și o smietri. Unde trebuie eu unul și o smietri pe mine? N-ai cum. Nu trebuie. Dăm drumul la treabă. Haide, eu. Bun.
Am terminat și eu de făcut aici. A trebuit tăiat ăla și apoi ăsta, da? Nu m-am curcat cu nimeni. Acum când eu și arunc, arunc alea, că mai bazar, nu sunt proiesc așa de câte o dicuta spații. Acum, da, să merit. Acum, ce facem? Trebuie să luăm ăștia, nu? Hai, man. Unul l-am dus, că l-am dus. Trebuie să nimeni, păi zici. Hai să începem, să vedem dacă reușim ceva. Așa, ai dus-o, da. Ăștia-s doi. De fapt, ce-a ăla? Da, hai să vedem. M-aș prinde tu de ea? Da. Da, e foarte frumos. Așa. 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 Nu mai stii așa în cale aici, zic și eu, nu? Hai, nu mă! Da? Nu? Hai, mă! Trebuie de poartă! Îmi zici că nu ești gata! Eu-s gata! Gata și eu! Hai! Hai! Păi, mă! Mă închide că trebuie să merg cu spate. Gata? Gata. Nu pot. Nu pot? Bă, da. N-aș merg cu spate. Hai, trebuie să ce mă ușor doi. Dacă nu vreau să-l tragi, mă, un doi încolo, știu cum îl dau de vânt. După cum vedeți, l-am strâns noi grămadă și cam mojila asta o mai avem. Nu zic, ha? Nu prea se desfimar, dar oricum asta am umplut-o deja de uochi.
acolo, cu vârful, da? Bine, de acum mai facem vârful, dar e la nivel tot. Făcute? Nu mai avem aici măjiruța. Pe care mai vedeți o aici. Să vedem și pe asta rapid acolo și vedem pe urmă, evident, și de ce ne mai apucăm. Tu ce facem? Băgăm cu găleata, unul bagă în găleata, unul dă răbi. Mergi mereu, zic. Da, și era cu lopata și ei cât bagăm pe găleata. Păi eu cu lopata și ei cât bagăm pe găleata. Lopata e mare pentru răsoane, ei eu mai mult cu caragol. Bă, băieți, după cum vedeți, am terminat și noi tăbala asta de aici. Am pus acolo, am făcut o muzilă ca lumea. Nu mai putem, ne-o rupt în două. Să-i dau de două ori pe lopata, e gata. Am zis că aici stăm 10 minute, e gata, da? Și 10 minute, că trebuie două ori. Ne-o rupt, e greu, bă. Nu mai pot, sunt mor fumat. E o căruță de balastră, frate. Bă, e o căruță de balastră acolo. Nu știu, am făcut tot, am luat o căruță de balastru, am pus în foișorul cealaltă aici și că am turnat placa, știi? Da, am luat două căruțe. Am luat două căruțe. Urâtule! Nu e frumos, e? Ha, ce părit! Te-ai bucat să faci pentru gard? Da. Da, sigur. Bravo. Să știu numele, îi dăm o dată în două. Să cură. Îi mai dăm în două? Da, că dacă am făcut tot gardul așa cu numai cu șurdea, să-i facem cu dea să întregi. Eu ce că le punem așa, da ce? Hm? Da ce au dat? O, se vede urâte. Crește o dată în două și gata. Am făcut tot așa, așa. Deci tot aproape, ce aproape, tot aici așa am făcut cu 70 de așa, aici așa. Chiar la mal să ne necăm. Ei, tu fă-le acolo pe câteva, ții? Așa ne chinuie. Și te chinuie că îi dau de două ori să cure, gata. Mă apuc să dau pământul la o parte de aici. Și am pus o scândură cu niște câmpi. Oricum o să trebuia spus scândură mult mai lungă. Aia am dat așa ca să-i dau chirpișii ăștia care eu plouat și nu mai ies bun din nici, așa nici nu erau buni. Să dau aici ca să aduc la nivel, să dau așa până în gard, să aducem așa la drept, ca așa trebuie. Și între timp am apucat și să smulg bureană, cum vedeți cum arăta, cum arăta acolo, cum arată și urmă. O leacă curățenie, ne zic că merge. Între și rup cu mânuța, asta, fermecată. Așa și dăm departe, și urmă de care nu e problemă. Da, ce arată mai bine? Păi să-i colbura asta. Ok, se rupe imediat și nu mai chine deloc. Sau ce de primit. Când mă țin eu să le rup burinele astea, tare surâte aici de sub. Și mă și găiesc pe aia, se geau. Se numează ală de asta. Băi, așa curăță roata, roata împrejur, la fiecare vechi. De sub nouă să mă bag, că nu e chiar asta de mare nevoie, după cum se vede, nu sunt așa multe. Dar marginea e mai importantă, că se vede și urât. Hai să mă apuc la treabă, să duc. Am îndreptat și
partea asta din față, am atat pământul, am dat acolo, am bătut și gădicât. Am smuls burienile de pe aici, am aruncat și în partea cealaltă pe sigar. Am aruncat și aici atita, mai mor manul de iarbă. Deci arată altfel la fiecare aici. Da? Ia uitați. Altceva, ăla. Te-ai apucat aici? Ai reușit să crepi așa cât de cât sau? Crapul rău. Pe jumătate și el n-a rămâne mai mic ca asta. Hai să încerc eu să crepi aici. Să vedem cum ne crepi. Hai să mă apuc de treabă. Astea sunt măsurate deja, nu? Da? Sunt măsurate deja, zic, nu? Da. Bine atunci. Acum pare curtea mult mai mare când am luat gardul ăsta de aici. Și lemnele cele că le-am dat aici. Nu, să zic, cap la coapă, nu? O, cum era dezordine. Ce fain a ieșit. Așa cum le-am făcut. Cât am străcat. Ce? Cam mari e. E, da, cred că lasă să pui o muia când așa. E rustic. Am întrebat. Nu m-am întrebat, vorbim. Pune pe asta. Uite, nu vreau să ai ridicat-o de geaba. Băi, mă, sus, mă duc și eu mare. E ia, mărul ăsta. Văd un tub, mă, acolo. Ăsta al mare. Să mă duc să duc din partea la alte mai buni. Tu de unde vrei? Da, bravo. Nu știu cum bază cu pețele, așa, în jos, în jos. Dar nu poți! Joacă lietul ăsta și le strâmpiteți. Mă îndoresc. Aici e jos, le dau genii, n-am întrebat. Aici e sus? Aici e problemă, aici e... Ta, ta, ferecace. Poți? Hello. Ți-am adus merie. Uite, mă, aici. Mai am? Tot așa mari. Ați bazat ei cât pumnul nu mai. De acolo le-am luat. Vrei și tu? Nu știu. Tu ești că nu mănânci mierci tu? De aici, da. Cum? Nu mă cam de ce le duc. Mieri buni. Ia-l pe ăștia mic. Mi-a dus străcată. Da, să-l spui ăștia. Nu-mi trebuie. Nu, no, bă, că am grăbit. Nu, ne jucești. Vrei sau nu? Nu, bă. Dar eu mănânc eu trist. Să avem poft. Este, am găsit o prietenă de-a noastră. Da, adică. Ce că aici să ne vezi? Păi, ăștia de-a. Ăsta la aia. Ce se vrea la sângeri? După cum vedeți, am terminat și gardul până în capătul și ala, până la urmă am reușit. Am cărat toate scândurile cele de acolo, mierdii ne-am luat toate de aici. Da, am făcut curățenii, tot, și vedeți voi, i-a așezat cap la cap. Eu zic că arată mult mai bine cum am așezat noi acum, cum le-am ordonat. Dacă când intrăm cu căruța, ați văzut când încurcă astea și alemnele și nu putem trage căruța așa, acolo tragem până acolo, nu-i problemă. Numai acum în cartofie și în morcovul și pătrunjel și ardei aici, în grădin. Trebuie să-i luăm și pe cei așa, da. Hai să vedem noi, nu-i problemă. Da, în mari parte. Am făcut curățenie. Eu sper că vă place și e bun că am reușit cu cerbii și ție așa. Ce frumos și acolo așa. Ordonat cap la cap, cap la cap. Balastru, niște cărămidi de pietri mai mari, pietri mai mici. Cerpici buni, cerpici jumătăți de astea. Și cam asta și că bănuța noastră arată bine tare. Și cam asta e. Băticule, vin cu coace, tată! A, duci numai la el, te leacă cum l-a învățat. Băticule! Ce faci, băiat? Aaaa, că te mănânc! Îi dă mâini scrâncio! Ha, bă, că mi-a scrâncio bielul nostru, dă-i pace acolo. O, așa. Uite, că bănuța atât ce trebuie. Da, aici stai, aici stai, aici stai, faci tot treaba, deci. Aici stai, faci tot treaba.
Dacă ați putea vedea așa ceva, uite, nori, bă, parcă au o limită, tăs, până, încolo, bă, ce dacă uite la Cristian, încolo e senin, ca lumea, a? Păi da, se duce și hă-hă, nici nu se mai vede. Uite eu acum, băi, scrie, uite alea, ce frumos e. Dacă vă vine, scrie, de aici ai, e nori, parcă aici e un zid ceva, parcă nu-i dă voie să duc încolo, știi? Da, sară nici, ia auzi. Așa am vorbit cu busul la telefon. Și o să băieți, sară nici, copii, deci pregătiți-vă săniuțului. Iar la asta zburăm cu el pe deal, dacă nu vezi cine bunii face, dacă nu, nu. Am trecut. Dacă nu zburăm, mă, cu el. Da, le-o, cu telefonul, știi, când a scăpat, atunci ne era frică, nu știam cum să-l știam ce mai repede, că ai, mă. Vezi, de acum nebunel ce o să fie. Deci stați aproape și fiți abonați, că nu o să știți ce pierdeți. Și apăsați butonul de like. Ia uzați-l și ascultați-l pe Ionuțe. Forță, ca să strângem cât mai multe like-uri. Uite, cer frumos. Dar acolo e toată treaba. Acolo. Acolo e cel mai frumos. Un loc de vis. Dau și alea când scrâng și băieții. Mai putem și noi, am cărat de dimineață și materiale și tot. A, nu mai dansez acum, a? Tu. Jezu care arată destul de bine sub vatra asta, așa, castelul și ăla. Dacă continuăm în țara asta, trece o oră și ceva ca să cărăm numai pământul și merge super greu. Mai gine două oră și ceva, cred că trece. O să zici că mă s-au umflat, da? Am bomboane. Am bomboanele în gură. De mulea, cam cârții, așa, trebuie să-i punem carabinele și leu. Da. Asta le punem noi altădată. Așa că la lot, cred că o să de apucăm mâine, dacă nu plouă, sperăm să nu plouă, asta e. Cine? Trebuie să cărăm pământ, urmă, apă, să facem lot. Da. Să-i bintărit-o alea că mai bine este de jos, că cherpișii noștri sunt cam așa, așa, nu prea sunt binați. Să nu văd că nu știu de ce cauză. Nu știu, noi când ne-am pus, știi că trebuie unde unul și celălalt, da. Și unde vine în bânătura. Da, la primul rând de jos facem amținut. Legăturile între ele. Da, și trebuie unde am pus doi, unul așa și unul așa, trebuie să punem unul fix un, între, știi, fix în mijloc, nu știu jumate, cum să vă explică. Jumate, așa, jumate, așa. Ca să fac legătura și ei, care sunteți în domeniu, cred că știți ce zicem, ca să fac legătura și ei ca lumea, ca să nu se hânțene, să nu vină. Să știți voi, cred că. Așa, noi n-am ținut cont de asta, noi am uitat și. Am uitat și au venit. I-am pus așa. Unde au venit capătul la chirpicul ăsta de jos, au venit și celălalt de sus și nu trebuie așa. Vine înapoi. Vine bătic înapoi. Așa că vedem noi ce să mai facem. Bun și mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să facem roze chirpișia, că chirpișia. Stătem o zi numai să-i facem. Stătem pe urmă o săptămână și ceva ca să usuc și nici nu se uscau așa de tare, că cu ploile astea și nu prea e cald. Asta-i. Așa că e bun că am reușit. Am stat două săptămâni la Asia, care am făcut prima dată și nu prea usuc. Și tot nu era uscat tare. Așa că da. Așa că dacă v-a plăcut episodul de astăzi, dați așa un mare, mare like. Nu uitați, follow pe Instagram, Cigan Marian, Ionuț Munteanu. Aveți link-urile jos în descriere. Abonați-vă la acest canal, activați clopoțele, să primiți toate notificările. Și acest video, să aveți o zi frumoasă, salut!